Recoltă, recolta toamnei, că toamna se strâng roadele. În acest mirific decor prezentăm cafeaua de după. Până vă mai uitați pe aici, dați și un share și un subscribe. Ne apropiem de 25.000 de oameni pe YouTube. Ajutați-mă, faceți ceva, veți câștiga premiul acest frumos Miții Moțco. Apropo, ce-o zis Grigore? Gâlgâitureșe. O zis că așa e românul, e o melodie cu versuri românești, dar pe linie melodică maghiară. Și am întrebat-o pe socră mea, zic, socră, așa e românul, e melodie maghiară? Zice, igen. Originalul este Ca așa e românul, cântată de formația Modior Talking. Țărâncuță, țărâncuță, să mai bem o cafeluță. Cafeluța de astăzi este dată de Sebastian de la DevMate și de Florin Barbur, care a dat 5 cafele și a zis așa: una e pentru Nicu, una e pentru Vlad, una e pentru Diana și două pentru socră. Ni, socră. Soacră mea, da, soacră mea, ar bea și ea o cafea, ar bea o cafea. Toată lumea visează, toată lumea are planuri. Dar, de exemplu, domnul Ciolacu a spus că el se visează la o partidă de pescuit cu Miron Mitrea manivelă. Păi el a mai fost la vânătoare cu Haysam, a fost la pescuit de știu că cu Dragnea. Poate ajunge pe urmele lor, că toți trei au fost un pic la Mititica, la X-Factor. Nu face bine domnul Ciolacu, că aurul vine din urmă. Aurul a luat-o în partid, să zic așa, a subt-o, politicianește vorbind, pe Ramona Badesco. Eterna vedetă româncă lansată în Italia dinainte de Revoluție, de Revoluția franceză, s-a înscris în Partidul Aur. A spus că ea simte și gândește românește. Dar amu câțiva ani, 10 ani, într-un interviu, că o vă întrebate, cum îți bărbații români? Zice, eu nu știu, că m-am înculcat numai cu italieni. Nu, nu, nu. Poate ăștia din aur, poate, apropo, Bianca Drăgușanu, o stă pe Italia, o stă pe Italia. Apropo, Bianca Drăgușanu, nu am nimic de zis de ea. Bianca Drăgușanu nu a fost invitată la aniversarea lui Cătălin Botezatu. Cătălin Botezatu a făcut o frumoasă vârstă, nu știu cât, dar aproape de 60 de ani, 4 zile s-a petrecut în Maramureșul istoric, în Borșa. O tăiat un porc, o făcut berbeș la proțap, și-o belit mielul. Nu, asta n-ar fi o noutate. O mers la biserică, la o mănăstire, o mers îmbrăcat în halat, mă. Aia erau să-l ducă la nebun, l-or pus la moliftele Sfântului Vasile. Ce se întâmplă cu el? O mers cu mocănița și după aia în cameră a făcut renulețul. Ca așa e românul când se înveselește. Merge la spectacol la Bendea, în 14, am spectacol în Cluj-Napoca. Nu poți fi peste tot, vorba lui Borcea când zice: doamne, femeile din Reșița, femeile din Reșița, zice, nu rămân însărcinate. Și o zis Borcea, îmi cer scuze, nu pot fi peste tot. Nici eu nu pot fi peste tot, dar vă aștept miercuri. Miercuri, mă, vorbesc, joi în 14. Acum da, acum e 9, 8, da, deci în 14, peste o săptămână, la Double Decker, pe Dacia 2. Double Decker, poate vine și Botezatul, că sună bine, Double Decker, a? După trenulețul vine Double Decker. Stand-up comedy, vine și colegul Paul Sabol, știți, nu? O să zică glume. Cafeaua de după s-a încheiat, aici am rămas, weekend plăcut. Și mulțumim pentru urmărire. În comentarii vă rog frumos să spuneți unde ne aflăm. Chilexepen os comentariot. Ca așa-i românul.